MDI-TV reprezintă de mai bine de 5 ani cea mai bună opțiune în materie de televiziune în regiunea Muntenia Sud. Nu o spunem noi, ci măsurătorile efectuate de către ARMA, Asociația Română pentru Măsurarea Audiențelor, prin intermediul Kantar Media, singura societate autorizată să efectueze măsurători de audiență pe teritoriul României. Practic, MDI-TV este lider între cele 24 de televiziuni regionale sau locale ce emit în regiunea Muntenia Sud. Postul nostru este recepționat în toate rețelele de cablu din județele Dâmbovița, Argeș, Prahova, Teleorman, Giurgiu, Călăraș, Ialomița și Ilfov. O recunoaștere a calității programelor și a notorietății de care se bucură MDI-TV este și faptul că CNA, Consiliul Național al Audiovizualului, a introdus postul nostru în lista mascherii a posturilor TV obligatoriu de difuzat de către societățile de cablu în fiecare din ultimii 4 ani. MDI-TV oferă de mai bine de 5 ani cea mai bună opțiune în materie de televiziune în regiunea Muntenia Sud. Principiul după care ne-am ghidat întotdeauna a fost: vrem ca tu să știi mai mult, să fii mai bine informat, să decizi în deplină cunoștință de cauză. MDI-TV și-a propus întotdeauna să ridice standardele transmisiunilor TV. Plecând de la această idee, de-a lungul timpului, am investit atât în producțiile de televiziune cât și în activele societății. Noul sediu MDI-TV și MDI-FM, situat pe șoseaua Laminorului din municipiul Târgoviște, reprezintă cea mai importantă investiție media din regiunea Muntenia Sud. Noul spațiu ne oferă posibilitatea să diversificăm și totodată să îmbunătățim programele noastre. Cu o suprafață totală de aproximativ 2000 de metri pătrați, platourile de filmare găzduiesc emisiuni și buletine de știri realizate la cele mai înalte standarde din televiziune. Aici, cea mai importantă parte este cea centrală, unde se află poziționate platourile de filmare, la dimensiuni ce concurează pe cele ale televiziunilor naționale. De asemenea, am investit în capitalul uman, prin angajarea unor noi colaboratori ai trustului. Investițiile importante în aparatură performantă de ultimă generație, de la echipamente IT și până la lumină și sunet, reprezintă un alt argument al postului nostru în competiția de pe piața media. Grila de programe a postului MDI este structurată pe doi piloni principali: buletinul de știri și emisiunile de dezbatere și divertisment. Buletinele informative, difuzate la orele 8, 14, 18 și 22 în fiecare zi, toate în regim live, reprezintă o radiografie a principalelor informații din regiune pentru fiecare zi în parte. Între emisiunile principale ale postului amintim Fețele Puterii, o emisiune de dezbatere pe marginea subiectelor din actualitatea economică, politică, socială de la nivel de regiune și național, difuzată în fiecare zi de luni până joi, între orele 19.30 și 20.30, și de asemenea Dosarele de MDI, o emisiune difuzată în zilele de luni și marți. De asemenea, fiecare dimineață, programul matinal cuprinde o emisiune de divertisment denumită Alarma Cafe. Acestea sunt reperele constante, cu cele mai multe difuzări, ale unei săptămâni de emisie. MDI-TV este cu adevărat o televiziune regională. Toate programele noastre, începând de la buletinele de știri și până la emisiunile informative și de dezbatere, acoperind problematica din arealul celor 8 județe. MDI este o televiziune generalistă în care accentul este pus pe informație. O informație cât mai actuală și prezentată fără partipriuri. Informații care se acopere cerințele tuturor categoriilor de vârstă și socioprofesionale ale telespectatorilor din regiunea Muntenia Sud, cât și din întreaga Românie. O televiziune așa cum îți place.